Salutare copii și bine ați venit la a doua parte din primii pași pe o placă de freestyle skateboarding. Astăzi o să vă învăț cel mai important trick din freestyle. Se numește Walk the Dog. Poate vi se pare ciudat, dar Walk the Dog-ul este trick-ul care leagă toate trick-urile între ele. Este trick-ul de legătură. Fără Walk the Dog, freestyle skateboarding arată extrem de ciudat și fără substanță. Așa că haideți să vă arăt cum se face un Walk the Dog. Cum ziceam, Walk the Dog-ul leagă majoritatea trick-urilor între ele. Dacă observați acum, eu dau câteva Walk the Dog-uri. Switchblade, Walk the Dog, apoi mă opresc, dau puțin de pogo, ies din trick, apoi fac ce fac și Walk the Dog-ul îmi fluidizează mie, efectiv îmi fluidizează toată rutina. Și în competiție, Walk the Dog-ul este unul dintre cele mai importante trick-uri ale mele, pentru că îmi fluidizează efectiv rutina în competițiile internaționale. De fiecare dată când dau niște trick-uri mai grele sau niște combinații mai grele, întotdeauna după ce le aterizez, trebuie neapărat să dau 2-3 Walk the Dog-uri să mă stabilizez și să fluidizez, să vadă frumos. Pentru că dacă aș face, de exemplu, un combo de freestyle într-o competiție, să zicem că aș da un butterflip, și după aia aș pleca să mă duc în alt colț ca să dau altceva, nu arată la fel de bine ca și cum aș da un butterflip ca apoi să-l finalizez cu un Walk the Dog, ca apoi să mă duc în direcția dorită. Deci, ca să punctez mai bine, Walk the Dog-ul este trick-ul de legătură. Ca să dați un Walk the Dog, trebuie să vă puneți la început în această poziție. Piciorul pe care îl folosiți să mergeți în față, îl puneți în mijlocul plăcii, fix în această poziție. Iar piciorul care ar trebui să vină în spate, îl puneți în fața acestuia, fix în această poziție. Și efectiv trageți placa, fără să ridicați nose-ul sau tail-ul, efectiv trageți placa 180 de grade și pivotați în piciorul din mijloc. Încă o dată, este o mișcare repetitivă. Am pus piciorul în fața celuilalt, o tragem 180 de grade fără să ridicăm nose-ul sau tail-ul în partea aceasta și pivotăm în piciorul din centru. Este o mișcare repetitivă. Iar în momentul când o să stăpâniți mai bine, puteți să dați mai repede, să arate și mai bine. Acesta este Walk the Dog-ul. Aveți puțin mai multă grijă cu el, puțin mai multă răbdare, pentru că acesta este musai să-l învățați și să-l dați cât mai curat, cât mai clean. După ce ați învățat acest Walk the Dog, care este extrem de important din punctul meu de vedere, trebuie neapărat să subliniez de fiecare dată acest aspect, aș vrea să vă arăt câteva mișcări înainte să vă duceți direct către celelalte tutoriale ale mele cu trick-uri. Aș vrea să vă arăt câteva end-over-uri. Ce sunt acestea? Sunt tot niște trick-uri de, a spune, legătură și de fluidizare în freestyle skateboarding. Și arată ceva de genul acesta. Puneți picioarele exact ca la un monster walk, la extreme, numai că în loc să faceți monster walk din primul tutorial, din prima parte la acest video, în loc să faceți monster walk, efectiv vă duceți 180 de grade. End over-urile pot fi pe front side, pe back side. Da? Acestea sunt end over-urile. Și ajută foarte mult la fluidizare. Bineînțeles, după ce învățați acest end over-uri, puteți inclusiv să mergeți un pic mai departe. Vreau să vă mai arăt o variație de end over. Chit că nu știu denumirea exactă, vreau neapărat să vă arăt. Pentru că este una dintre cele mai simple. Efectiv, în direcția în care mergeți, dacă mergeți ca mine regular, piciorul din față,
efectiv îl îndreptați vârful spre cel din spate, fix așa. Și o să vă rotiți cu umerii, da? Vă rotiți cu umerii prin spate și celălalt picior din spate ia locul celui din față, de unde a plecat. Și dacă repetați acest lucru, ia uitați, creăm o fluiditate foarte frumoasă. Vedeți? Ca să facem o scurtă recapitulare a tricurilor, inclusiv cu cele din prima parte, ce avem? Avem cum să mergeți pe placă, da? Cum să vă opriți, cum să vă întoarceți 180 de grade, cum să faceți tic-tac, cum să faceți monster walk și acum am învățat cum să facem și walk the dog, end-over-uri și acest end-over. Și dacă le unim puțin, deși acestea nu sunt neapărat tricuri în sine, sunt tricuri de fluiditate, de legătură, dar dacă le unim puțin, ia să vedem ce avem. Tic-tac, ne-am oprit 180 de grade, end-over, monster walk, iarăși 180 de grade, walk the dog, din nou monster walk. Și dacă observați, nu am făcut neapărat tricuri. V-am arătat exact tricurile pe care trebuie să le învățați la început. Tricurile de legătură. Tricurile de legătură puteți să le folosiți inclusiv între ele și să arate exact cum a arătat acum mai devreme. A arătat foarte frumos și sunt stâlpi, sunt pilonii în freestyle skateboarding. După ce învățați aceste mișcări și tricuri de tranziție și de conexiune, abia atunci puteți să treceți la tricurile mai serioase, cum ar fi rail flip, butterflip, carusel, chestii de genul ăsta, nebunii de genul acesta. Sau chiar și tricuri neapărat, că deja am sărit prea mult la carusel și astea, că am deja tutoriale o grămadă. Dar ideea este că pe canalul meu de YouTube, dacă căutați tot în această playlist, aveți 10 tricuri ușoare de începător pentru freestyle skateboarding. Și sunt 3 părți. În total sunt 30 de tricuri. După ce ați învățat tricurile astea de bază, stâlpii, după aia vă duceți la celelalte clipulețe. Aveți încă 30 de tricuri simple acolo. Și după ce le învățați și pe alea, sau cel puțin o mare parte din ele care vă plac, bineînțeles că poate nu să vă placă toate, abia atunci vă duceți către celelalte, cum ar fi rail flip, butter flip, carousel, handstand-uri, tot felul de chestii de genul ăsta. Noi vom continua să facem tutoriale de freestyle pentru că abia ne-am reapucat și o să facem și pentru tricuri mai grele. Dar am vrut neapărat să fac baza, să fac pentru cei care n-au pus niciodată piciorul pe o placă de freestyle până acum sau sunt la prima placă și nu știu despre ce se vorba sau cu ce se mănâncă. Pentru acești copii sunt destinate aceste prime două părți. Cum am spus și în prima parte, dacă aveți întrebări sau aveți nelămuriri, scrieți-mi pe Instagramul meu, răspund absolut tuturor. Interesul meu este să vă învăț, să mergeți mai departe, pentru că viitorul sunteți voi. Iar România trebuie să aibă un viitor în freestyle skateboarding. Voi puteți fi următorii freestyle skateri care ne reprezintă la aceste concursuri internaționale.